Țancă Uraganu, revoltat, după ce restaurantul lui Pescobar a fost închis, în urma unor controle astăzi, restaurantul lui Pescobar a fost închis, după ce inspectorii ANPC au făcut controle și au găsit mari nereguli. Printre cei care au fost surprinși de felul în care era ținută marfa se numără și Țancă Uraganu. Printre cei care au fost șocați de problemele descoperite în restaurantul din Herăstrău se numără și Țancă Uraganu. Într-un mesaj postat pe Facebook, artistul a spus că nu s-a gândit vreodată că pot să existe atât de multe nereguli în restaurantul lui Pescobar și că în acest fel, sănătatea oamenilor este pusă în pericol. Aveam o părere bună, așa mergeam și îmbolnăveam copiii cu stricăciunile voastre, a scris Țancă Uraganu, per facebook